Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De autoturisme. Autoturisme noi în țara România au crescut cu aproximativ 40% în primele două luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2021. Cine ar fi crezut? Deci mașini noi vândute mai multe cu 40% în ianuarie și februarie. Bine, anul trecut a fost an bisec cumva, deci așa poate că se... mai lung. Și în același timp au fost înmatriculate cu 24% mai puține mașini second hand. Deci mai puține second hand, mai multe mașini noi, suntem plini de bani, frate. Ce vorbești? Ce ne mai merge? Păi da. Pe primul loc, deci vă dau, hai, uite, fiți atenți, primele locuri. Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie-februarie 2022. Pe primul loc, Dacia. Era de așteptat. Aproape 5.000 de unități. Te-a rupt cu Springul. Cu Springul, nu? Da. Da, am văzut în oraș. Deocamdată merg. E plin. Da. Eu am văzut unul tunat. Arăta foarte tare. Da, arăta impecabil. Nu cred. Tunat cum? În adică... sensul de desenat puțin altfel. I-au pus pedale. Ce i-au pus niște abțipilduri pe el. I-au pus și elastic. Zgârci. De ce nu sunt o cheiță de aia cu zgârci? Un zgârș mai serios, cu un angrenaj. Serios, un zgârș cu un angrenaj. Și când simți că se duce bateria, mai învârși de cheiță și te mai mergi 20, nu mult, 20-30 de metri cât să ajungi. Hyundai, locul 2, 1804 unități. Deci vă rog să observați că Dacia vinde de două ori și aproape jumătate mai bine decât orice altă marcă. Cred că e vorba și de preț. Da, preț, popularitatea mărcii, mașini foarte bune și oneste și cinstite și încă o dată, din cu deși cred că avem niște prieteni la Dacia care ne notează, mai trag o linie pe Răboș, iar au râs ăștia de noi, da. Iar au râs ăștia de noi. Chiar avem tot respectul pentru marca Dacia. Până o să vină într-o zi și o să ne dea cu un spring în cap. Și când ieșim din... Dacă ar avea un motor mai mare, m-aș gândi foarte serios să-mi iau un Duster, dar mi se pare că e motorul ăla cam mic. Tu te-ai și îngreșat în ultimul timp și de-aia ești mai greu. Dacă slăbești, merge motorul ăsta. Skoda, 1196 de unități. Deci primele trei locuri, Dacia, Hyundai, Skoda. Și abia după aceea Volkswagen. Și mai departe, bla bla, nu știu ce mai vine. Renault, 1000 de unități, undeva pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pe locul 7. Abia deasupra mărcii Mercedes, 649. Deci ce țară sunt? Auzi, dar mărcile alea... Mercedes-ul e pe 8, Renault e pe 7. Mă rog, spune multe despre noi, dar după toată nebunia asta din ultima săptămână, eu nu știu ce mărci sunt, dar cred că Panzer, nu? Sau de ce mărci sunt tancurile astea de rămân stânga-dreapta împotmolite? În Rusia? Da. Să mă gândesc că o să înceapă în matriculare și în matriculările și de mărci de genul ăsta. Se remorchează, deci în Ucraina este formidabil. Apar imagini cu săteni care apucă vehicule militare rusești. Inclusiv tancuri. Era o filmare ieri cu o gașcă întreagă de băieți din nu știu ce sat, de pe undeva din nordul Ucrainei, care erau urcați pe un tank T-72. Tank rusesc. Ucrainei nu au genul ăla de tancuri, știi? Și luaseră și făceau drifturi cu el pe câmp. I-au stricat câmpul și erau băieți, erau civili. Trebuie să-i arăt Luca imaginele. Se jucau cu tancul. Da, se jucau cu tancul, înțelegi? Bărbații din sat, mai grăsuți, mai nu știu ce, cred că erau și un pic piliți, și mergeau cu tancul pe câmp și se avea distrau, motor. Cântau. Avea motor de la puternic, cum vrea Luca. Doamne, fără un motor de la de tanc, îl pui pe un Duster. Nu mai vreau un motor. Iar civilizat, nu. Trollingul ucrainilor este total, adică Ministerul Finanțelor din Ucraina a dat un comunicat în care a spus că tancurile care sunt găsite, abandonate și luate de cetățenii ucraineni nu trebuie raportate pe fiz, nu se plătește taxă pe ele. Sunt fără impozit? Da, sunt fără impozit, înțelegi? Este absolut simplu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.